E vânt afară, dar oricum încerc să filmez, mi-am pus unghii. Am fost și mi-am pus unghii, sunt enorme. Sunt enorme și sunt foarte pătrate. Le am de ieri, așa că încerc să mă obișnuiesc cu ele. Dar e ok, eu m-am gândit că o să fie prea mari, dar pot să mă descurc cu ele. Acum inversăm rolurile. Până acum mergeam la cumpărături. Eu probam și mă uitam la chestii și soțul meu aștepta. Stătea, aștepta, se plictisea. Acum el probează, el se uită la tot felul de chestii, iar eu stau. Nu e că mă plictisesc sau așa, obosesc. Deci trebuie să mă așez peste tot unde prind, pentru că obosesc, nu mai pot. Mai eu mă așez cu sticla mea de apă și mă odihnesc. Obosesc foarte repede. Experiența vieții mele. Sunt oprită, de-aia pot să filmez, că dacă nu aș putea să filmez. Am în spatele meu o mașină de uscat, haine. Ce-o duc cu mine? Ia uitați, e enormă, e imensă. Deci, e total. Experiența vieții mele. Merg cu viteza ursului turbat. Merg cu viteza melcului turbat. Că n-am cum să merg altcumva. Deci, de vreo oră fac vreo 40 de kilometri. Deci, n-am cum altcumva. Fac o chestie foarte ciudată. Mănânc pizza cu căpșuni. Și chiar nu e nicio problemă. Deci chiar îmi pică bine și chiar mi se pare chiar ok la gust. Deci n-am făcut chestia asta. Probabil de ce sunt însărcinată, că dacă nu, nu-i găsesc explicația. Chiar nu găsesc. Am plantat roșii. Ca să vă faceți o idee de unde vine chestia asta cu plantatul, bine, mie îmi place să plantez de o grămadă de timp. Când am timp, dar nu prea am timp. Și în ciuda tuturor persoanelor care îmi ziceau că nu, că nu o să-mi iasă și nu o să-mi iasă, am cumpărat niște roșii de la supermarket, destul de scumpe, roșiile alea albastre, și mi-a plăcut foarte mult. Și am zis, hai să usuc niște semințe, le-am uscat. Le-am pus într-o chestie din asta, așa. Și aici o grămadă. Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Și acum le-am luat fain frumos și le-am rărit puțin. Și după o să le mai răresc în ghivece sau ce știu eu, să vedem câte se prind, să vedem cum. Ideea e că mi-a zis cineva că dacă sunt însărcinată și plantez, se prind orice aș planta. Așa că am zis, hai să profit de ocazie și să-mi plantez. Da, cam astea sunt roșiile mele. Sunt curioasă să vă arăt dacă ies. O să vi le arăt. Pentru vlog, mă, ce? Facem curse, facem liniuțe între hotare. Facem liniuțe cu iepuri. Doamne, deci atea gropi, știi? Adică eu cred că fratele meu nu simte nicio diferență. Nu știu, așa și în Sighet. Exact. Deci același lucru. N-ai treabă. Numai că avem mor de vânt în spate, care logic în Sighet nu poți să ai mor de vânt în spate. Dacă n-ar fi morile de vânt și ar fi încă vreo 2-3 care te claxonează din spate cu drumul ăsta plin de gropi, m-aș simți ca acasă. Păi dar cum te simți, cum să te claxonezi din spate dacă în spate nu-i nimeni? Nu, de asta zic. Deci e pustiu pustiurilor aici. Nu m-am filmat deloc cu fratele meu la mine. Deci e incredibil. Nu Și e fix acum puțin. mă prins când îs golan la volan. Așa. A venit la mine pentru 10 zile și mă ajută, îmi dă soarele în ochi. Ajută și el la una alta, mai schimbăm câte o roată pe autostradă, mai... Bă, trebuia să filmăm. Dar să filmez cuvântul ăla, că ne sufla vântul pe noi, doamne, pe el nu așa e tare, dar pe mine m-a luat răceala că, ua. Și ne distrăm și noi, ne trezim la 6 dimineața să ieșim la 7 în casă și să mergem pe drumuri. Și acum, având în vedere că nu avem semnal ca să stăm pe telefon, am zis că hai să mă filmez în caz că se întâmplă Și ceva, acum e ora a doua, încă suntem pe drumuri. Să rămână clipul ăsta în caz că se întâmplă ceva și nu putem să sunăm pe Măcar deblochează, lasă fără parolă. Da, inteligent. Păi înainte să murim de foame și de sete pe drumul ăsta, iau și eu parola de la telefon. Cum că încercăm și noi să facem ceva. Încă nu este nimic. Dar nu este nimica. Încercăm să montăm pătuțul copilului. Eu sunt aici, stau și susțin o chestie. De Iar fratele meu probează pantalonii copilului pe capul lui. O să-l prindem ea și să-l filmez, să vedeți cât e de caragios. Foarte caragios.
Am și... Schimbător aici deja pus, o să văd, o să găsesc eu un loc al meu și sunt foarte răcită, sunt... Na, na, na! Să vedem când apare. Ce bani, mă? Facem pătuțul? Păi n-ai ce să faci. Hai să-l descoperim. N-ai ceva să, să pun, să țin așa în sus? Ba, cornile tale. Da, așa. Stai că bag una în unul. S-a coptil, avem mătrață. Nu trebuie să trebuiască să dezinfectez după aia hainile alea. Nu, bă. Sunt noi măcar? Da. Am văzut că au și etichetă. Wow. Na, cred că hainele pe toate alea. Păi ce? Să-i dau și ei de lucru, mă, sunt pe toate haine. Parcă e mai bine așa. Nu. Începem să lucrăm. Corim, Brad, e fix pe expo lângă tine. Hai să începem. Nu, gata, mă băgat. Am văzut, strânge pe el. Presiona bine. Au, nu mă tragi de tege. Tu. 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 La noi se montează patul invers. Mă gâti la... Nu! Nu! N-am nicio reflexie. Reflexie, nu reflexie. Duce-mă reflex de aici. Duce, duce, duce. No, Bogdan, prima ta noapte într-un pat adevărat. Doar eu că ăsta mă răcesc. Am văzut poza tale când erai mie. Foarte urmă. Albastru. Ce-am fost? Albastru. Nu am văzut poza tale. Eu ți-am văzut în viu. Eu ți-am văzut când te-ai născut. Tu te-ai făcut. Mă, pe mâine. Mâine spune, nu. Dar ce așa spune mâine? No, Bogdan, cum e să fii șofer de căruț? Asta. Să fii șofer de căruț în RMRV. Știi cum mă spună ca aia din Londra sau de unde dracu de... Au căruț cu două roți și care oameni pe stradă. În India, în mă duc în Londra. Ai, nu e măcar cu căruțul, că sunt așa pe un căruțor. Dai seama, mă. Ca să nu faci gălăgie pe tocuri, sol, ca să nu faci gălăgie pe tocuri. Acustic. Sol acustic. Aia bine, când vine femeia noapte, târziu acasă. Ruptă de bată, pică pe gresie și de atâta gresie că tu ai sol din ăla. Pică pe gresie și nu stau nici când pică. Din nou. Dacă tot fac vlog de sargină, să fac și eu vlog așa cu fratele meu. Nu, no, te bați sau nu te bați? Nu. Aici, da, imaginați-vă că e soțul, chestia asta. Bă, dar nu, bă. Ia mă, așa, mergem încolo să vadă magazinele. Nu fii atent, acum ne întoarce. Închide și paltul, că mergem așa încolo. Bun. Ideea era să schimb de mână, nu era ideea să... Nu știu să filmez cu mâna stângă. Nu știu să filmez cu mâna stângă. Ideea era să schimb de mână. Deci fii atent ce faci umflată am de când sunt gravidă. Doamne! Tu ce ești? Limba aia de la ceas? Bun, a venit frate așa câteva zile la mine ca să mai terorizez un pic, să... Patata! Mamă, ce mai speriat! Acum, patata! Nu se poate face vlog cu persoanele astea. Am vrut să cumpărăm niște mese. Acum, cum e foarte târziu, mergem la McDonald's. Un dop de la bere. Noi, să mâncăm și noi ca copii mici. Că majoritatea dintre noi suntem copii. Da. Și mergem să mâncăm la McDonald's. Ține-te exact. Că te pierzi. Bun. Nu, 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 nu. Termină cu degetele, serios. Eu vreau să încerc și serios, chiar vreau să fac vlog de sarcină. Faza e că nu se întâmplă nimic interesant. Nu mai crește burta. Păi nu se întâmplă nimic interesant ca să-l povestesc în vlog. Am o sarcină foarte liniștită. Poate tu nici nu ai. Asta zici tu. Bine, pentru tine nu. E greu dimineața când trebuie să mă încalț și seara când trebuie să mă descalț. Mă mai putea pleca să mă încalț. Îmi scăpi picioruțele. Uf.
nu mai pot să ridic nimic, că mai nou, mă doare burta. Mai nou nu mai pot să speli vase, mai pot să speli pe... faci de mâncare. Dacă am trece pe aici, eu cred că am ajunge mai repede la mașină. Patata! Și cam așa, mergem să băgăm în noi. Că pe mie mă cam... Nu mergi așa de repede, că nu pot. Termină! Deci mergem... Ori o să bag la editat la clipul ăsta, ori o să-l las așa, deci... Bun. Bună din nou și bine ați venit pe canalul meu. Ce să fac un clip cu 3 secunde. Ne revedem într-un următor clip. Mulțumesc că ați intrat. Subscribe, like. Mergem acasă să vedem ce fac pisicii, că am lăsat pisicii afară. Pisicile. Și sunt foarte îngrijorată. Pentru că ce am făcut? Le-am pus colierul ăla de antipurici și le-am lăsat afară. S-a întors, asta s-a întâmplat ieri. S-a întors azi dimineața toți patru, bine, aseară s-a întors decât doi, azi dimineața s-a întors toți patru. După aia au fost... Și pe cine interesează? Acum, serios. Nu mai poate de fapt. Abia așteaptă ea. Unde-s pisicile? Ți-a îndigat partii să mără. Cu mare. Suntem la sfârșitul februarie și este o căldură exagerată. Deci e exagerat de cald. Dimineața sunt 2, 3, 4 grade, e frig de mor, deci vin cu... Am pantaloni de training pe dedesubt și am alți pantaloni de training sau nu, pe deasupra mai largi. Și am tricou, o bluză termică, încă o bluză pe gât, încă o bluză de training și încă o bluză și pe aia geacă. După aia trebuie să-mi dau așa jos de pe mine. Toate gecile. Și e foarte ciudat, pentru că după aia sunt zile în care te aștepți să fie cald și dacă stai la umbră e frig și e, Doamne, sper să vină primăvara, în curând. Și avem burta cam așa de mare. Suntem la 6 luni jumate și încă mai putem să conducem, încă. Eu cred că nu o să fie problemă până la sfârșit. Cred că o să fie chiar tot ok. Sunt destul de bronzată pe față, mi-au apărut pistrui și chiar foarte caragios. Pentru că niciun fond de ten din baie nu mi-e bun. M-am bronzat la față și practic mă dau cu fond de ten și mai alb fond de ten decât fața mea. Chiar mă plângeam că nu găsesc fonduri de ten atât de albe pentru fața mea și acum care le am sunt prea albe. Și o să trebuiască să-mi cumpăr altele sau o să caut. Cred că am unul de la Urban Decay care e mai închis la culoare și chiar mi-am amintit acum. O să-l caut și o să-l încerc pe ăla, cred că merge bine. Iar rujul ăsta de la Boys & Berries, care l-am primit de la Cosmina în swap, rezistă. M-am dat la 8 dimineața cu el și e 2:16. Și rujul încă e ruj și am și mâncat o grămadă de ori, am mâncat mandarine, am mâncat iaurt, am mâncat foi prostii. Și rujul e ruj. Rujul e chiar foarte tare. Am fost și mi-am făcut proba aia de zahăr, se zice aici. Se mai numește proba aici se numește în Spania, tradusă motamo, se numește proba de la curba lungă. Nu, curba scurtă. Proba care am făcut eu de la curba scurtă, iar dacă cumva ar ieși alterate analizele astea, că mi-a luat sânge, după aia n-am somnul nimic, mi-a dat un pahar așa plin de glucoză și am trebuit să stau o oră acolo ca după care să mai ia sânge. Și erau acolo femei însărcinate care amețeau, le era rău, era... Eu eram ok, bine că m-am amețit și eu de foame, și dar rău nu mi-a fost, eram amețită. Și dacă cumva ies rău analizele astea, trebuie să fac alte analize de genul, da, care se numește deja proba de la curba lungă și trebuie să stau 3 ore la spital ca să mi-a sânge odată și după 3 ore. M-am îngrășat foarte tare la față, deci ca un dovleac. Mitrul meu mă întreabă, naști deja, zic, nu nasc, încă mai am, zic, mai am 3 luni de zile până să nasc sau 2 luni jumate măcar, dar... La față mi se vede, zici că aș fi butoi. Și nu, mi-a crescut burta și atât. Butoiul la cap. N-ai ce căuta la lucrurile astea. Astea nu sunt pentru tine. Nu!
Și vreau să vă arăt ce am cumpărat. Aici. Avem și un curios. Am un curios care, practic, e curios să treacă dincolo, nu să... pe mine mă umple frigul. Dacă vedeți, eu nu știu, sunt obișnuită, mă obișnuit să stau cu tricou și cu bluză de pijama. Nu pot să stau decât cu bluza de pijama pe mine, pentru că simt că mi-e frig. Deci chiar am nevoie de tricou și de bluză de pijama. Așa m-am obișnuit. Așa... Unde mergi, măi? Băi! Și vreau să vă arăt chestiuțele care le-am cumpărat săptămâna asta, pentru că am mai cumpărat o grămadă de chestiuțe, am cumpărat scutece, Doamne, am cumpărat cărucior, am cumpărat, cred că o să fac un clip separat cu lucrurile care le-am pentru bebe. Ce e acolo? Curiosule. Nu mă lasă în pace. Da. Bun. Am cumpărat de la Mercadona, de la Deli Plus, practic pudră de talc, nu cred că are nimic în special, sunt curioasă dacă e ok. Pentru că am zis, e ok să am la îndemână, când așa cu timp o să caut una chiar ok și o să-mi fac stocul. Dar am zis să-mi cumpăr. Mai ia somnul, vorbim de somn. Mai ia somnul. Am zis să cumpăr să am la îndemână pentru orice eventualitate. Sau, mă rog, să pun pachet cu mine în spital. Apoi am văzut chestia. Am văzut, Daf a scos lucruri de copii. Și m-a impresionat foarte mult. Chiar nu știam că Dav are produse de copii. Asta e un gel de duș, scrie din cap până în picioare. Și e chiar foarte interesant. Nu scrie de la ce vârstă până la ce vârstă. Eu presupun că de la nou născut deja se pot folosi. Și mai am două chestiuțe de genul. Tot de la Dav. Care este cremă pentru păpâniață. Scrie cremă de scutec. Da, nu e cremă de păpâniață, normal. Și... Eu nu le-am desfăcut, le-am așa. Sunt chiar foarte curioasă dacă sunt ok. O să caut recenzii pe internet de produsele DAF. Și mi-a dat boala cu produsele Philips Avent. Am citit foarte mult despre ele. Am citit foarte multe persoane... Vorbesc foarte bine de produsele Philips Avent și am zis, băi, chiar mi-aș dori cât mai multe... De ce te mai muțărești? Ce pot să fac o mai mult? Să mă muțărească. Până din... Hai, du-te, lasă-mă. M-am găsit pe canalul nostru de mult. Mi-e foame. Mi-e foame. Nu știu ce scrie aici. Așa, unde eram? M-am cam obsesionat să caut, mi-a fost greu pentru că am început să caut la farmacii produsele Philips Avent și nicio farmacie nu lucrează cu Avent, nicio farmacie. Până când am ajuns la Alcampo, care e de fapt Auchanul, la Carrefour și cred că atât sunt locurile în care am văzut Philips Avent. Și am cumpărat aceste două suzete. Care mi s-a părut foarte interesante, scrie că sunt pentru noapte. Anatomico, pentru noapte, sunt de la 0 la 6 luni și sunt foarte drăgălașe. Și că durează, scrie cea că durează o lună, după o lună trebuie să le înlocuiești. Bun. Am mai cumpărat alte suzete, albastre. Da, măi, da, și pentru tine, sigur. Când o să se folosească suzetele, ți le dau ție. Suzetele astea albastre au fost, cred că, triplu de scumpe decât alea galbene. Și scrie ceva de ortodont, nu știu ce, pentru piele sensibilă, că cică se aerisește și chestie genul. Poți să le bagi în microunde, să le sterilizezi. Mă rog, sunt foarte interesante chestiile astea. Și tot de la... Măi, Joachine. Da, trebuie să mă învăr de tot. Și tot de la ei am cumpărat acest mini biberon care am de gând să-l iau cu mine în spital. Anticolici. Bine, că o să cumpăr eu un biberon sau două mai mari ca să le am în casă. Dar să l-am luat, am zis să fie de... Să-l iau cu mine dacă plecăm undeva sau... Am zis, îl pun în geanta de spital.
Și a fost, de fapt, e micuț, e de la 0 în sus, iar biberoanele care erau mai mari, sticlele care erau mai mari, erau de la 1 în sus. Și am zis că hai să iau unul de ăsta cu 0 și să cumpăr și de alea cu 1. Și sunt curioasă ce biberoane ați folosit voi, care sunteți mici, la copiii voștri. Ce puteți să-mi recomandați? Adică da, ok, m-am obținat eu un pic cu Philips Aventul ăsta, dar pun pariu că sunt și alte firme, poate mult mai ieftine și ok. Și sunt curioasă dacă puteți să mă sfătuiți cu ceva anume. Acum vreau să urce ăsta aici. Nu vede, săracu. Pisoiul ăsta meu alb nu vede să se urce. Ce-i, măi? Nu are stare. Efectiv, nu are stare. Pisicii am afară și mai îi las așa o oră pe zi în casă când... Nu le las mâncare afară pentru că vine alți pisoi și mănâncă mâncarea și chiar am văzut că se ceartă și... Nu știu, scos unele de ciudate ai mei, chiar se alterează pentru că vin alții și vă mâncare. Am zis, prefer de 2-3 ori pe zi sau, mă rog, de 2 ori pe zi, dimineața și seara, dacă nu mai mult. Se las în casă dimineața. Hai, scus, am toată ziua, așa toată ziua. Dimineața când mă trezesc, primul lucru, care era că e 5 dimineața, 6 dimineața, orice ar fi, primul lucru care îl fac e deschid balconul, intră pisoi și mănâncă. Și apoi ei scot afară. Și seara la fel, înainte să ne punem să dormim, am un pisoi care îmi scârie canapeaua. Și seara la fel, dacă peste zi suntem acasă, măcar ori doi, lăsăm, bine că lăsăm oricum acum e cald, lăsăm balconul deschis și intră, ies, vin și beau apă, mănâncă, deci chiar ne-am cumpărat niște suzete la pisoi, ceva, cică dulciuri care se lipesc pe perete și sunt cântați, deci merg și când se termină chestia aia, ling și peretele, e incredibil, deci e prea de tot cu pisicii ăștia. Ce faci tu cu canapeaua mea? O distrug. Deci, practic, e canapea pentru pisici asta, da. Dintr-un singur raft am scos toate hainele astea. Sunt o parte din hainele care le-am primit sau care le-am cumpărat. Și m-am gândit să mă uit care sunt de culoare asemănătoare și care sunt de la 0 la 3 luni. Ba, stai așa de frumos. L-am cumpărat din țară, dacă nu mă înșel. Care sunt de culoare asemănătoare și care sunt de la 0 la 3 luni, cum spuneam, ca să mă pun să le spăl. Să le spăl, să le pun la uscat și să fie pregătite. Asta e foarte drăguț. Asta l-am cumpărat acum o grămadă de timp. Astea sunt pijamalele din Primark, așa îmi plac de mult astea. Și vreau să arăt așa mare. Astea sunt din țară, astea vi le-am arătat într-un haul. Astea le-am primit. Uite. Astea sunt, aici este o cămășuță foarte drăguță, care e chiar bună de scos copilul din spital. Ia uite ce drăguță e. Mi-a zis fata care mi-a dat-o că nici măcar nu a folosit-o. Uite ce chestii drăguțe. Așa. Și... Bine, mă pun cu astea. Mi se par... Multe, dar puține pentru o mașină spălat. Mă pun să văd care sunt de aceeași culoare. Astea albe, cred că o să le spăl primele și să văd la câte grade se pot spăla. Depinde eticheta. Și aici deja sunt mai mari. Aici am cumpărat pantalonul ăsta pentru că nu știam, vorba aia, dacă e fată sau băiat. Și am luat un albastru și un roz. La fel. Da, știu, nu sunt cu toate. Asta este. Și asta cu pisici. Uite ce drăguț e asta cu pisici. Stai cu pisicii, minunat.